Corvinul Hunedoara-și continuă seria invincibilității în seria 9 din Liga 3 de fotbal, câștigând în etapa 5-a din play-off deplasarea de la Metalurgistul Cugir cu scorul de 5-2. Hunedorenii, care sunt calificați de vreme bună în barajul de promovare pentru eșalonul secund și vor termina play-off-ul pe prima poziție, vor juca miercuri 4 mai de la ora 18 la Simeria cu Unirea Ungheni. Și CSM Deva a reușit promovarea în baraj după egalul 1-1 de la Orăștie cu liderul seria 7-a CSM Reșița. Devenii au deschis scorul la prima fază a jocului prin Sulea și au fost egalați spre finalul meciului dintr-un penalt discutabil, transformat de mediop la o fază după care gazdele au rămas în inferioritate numerică. Deși mulțumit de prestația echipei sale, Ștefan Nano, antrenorul principal de la CSM Deva, a acuzat maniera de arbitraj. Maniera de arbitraj. Cadou, penalti la meciul aia, când l-am avut, tot la fel, dăm afară, deci pur și simplu o bătaie de joc. Bătaie de joc în sensul că acest copii muncesc, își doresc să câștige cu o echipă cu 1 milion de euro buget. Am avut atitudine prima priză, a doua priză am încercat să îmi conserv rezultatul, pentru că găsim o echipă care are obiectiv promovare, o echipă care mănâncă banii publici 1 milion de euro, jucători care pe banca de rezervă, 5 jucători care câștigă 1000 de euro, da, și sunt rezerve, da? 12 jucători de Liga 1, da? Noi, o echipă mică, harnică, frumoasă, cu atitudine, cu dorință. Ce pot să spun? Un obiectiv care nici eu nu l-am crezut la început că o să-l avem. Îi felicit pe cei jucători. Am jucat contra 14 și azi, tot timpul contra lor și la ei tot la fel contra 14. Nu poți să iasă mai manieră să-i spună tușierea că nu e penalti, da? Și zice, n-a fost, băi, a fost penalti, hai du-te, da? Îi da lui direct și dai penalti galben, nu dai penalti și roșu direct, da? Asta dă dovadă că nu cu dată maniera de arbitraj și lasă de dorit. Marți 3 mai de la ora 18, devenii vor juca într-un meci fără miză la Pandurii Târgu Jiu și își doresc să învingă Reșița în finala barajului, lucru care le-ar aduce promovarea în Liga a doua. Meciurile care sunt, mergem la Târgu Jiu, nu mai contează ce urmează, încerc să folosesc toți jucătorii care am, încerc să-i folosesc. Ne-am atins obiectivul, să dea Dumnezeu să ajung cu ei în finală și mă duc să joc. Să dea Dumnezeu să promovez, da? Că dacă promovăm, meritul este al copilor, oamenilor care sunt lângă noi, care investesc cu noi, buget mic, nu cu 1 milion de euro cât au ei, da? Jucători care, v-am zis, repet, 1000 de euro stau pe bancă, da? Eu îi mulțumesc încă o dată acestui grup minunat care au atitudine și dorință. În aceeași serie, dar la retrogradare, Jiul Petroșan a pierdut cu 2-1 la Gilor cu Târgu Cărbunești și la jumătatea play-out-ului mai are 9 puncte avans față de primul loc care duce în eșalonul inferior. Aurul Brad rămâne ultima în clasament după remiza albă de la Progresul Ezeriști, fiind acum la 5 puncte de salvare. Etapa viitoare, miercuri 4 mai de la ora 18, Aurul Brad va juca acasă cu Viitorul Șimian, iar Jiul Petroșan în deplasare la Viitorul 2 Târgu Jiu.